alți papuci aceeași greblă. Am trecut pe o listă câteva proverbe și vă propun să alegeți unul care vi se pare cel mai potrivit pentru campania electorală din acest an. Deci, cine împarte, parte își face. Zădarnic îngraș porcul în ajun. Calul de dar nu se caută la dinți. Obraznicul mănâncă praznicul. Minciuna are picioare scurte. Laudă-mă gură că ți-o-i da friptură. Învingătorul nu-i judecat. Corb la corb nu-și scoate ochii. Cine fură, azi o ceapă, mâine fură și o iapă. Asta e versiunea pentru ce cu ouă și bou. Adevărul umblă cu capul spart. Câinele care latră nu mușcă din greșeala altuia, cel cu minte o îndreaptă pe-a lui. Cred că am să mă opresc aici, ca să nu vă buimăcesc prea tare. Ați ales proverbul care vă convine? Ei, aflați că toate aceste proverbe s-ar potrivi drept moto pentru scrutinul din noiembrie 2023. Asta rezultă din cele două sau trei rapoarte de monitorizare alcătuite de Asociația Promolex, organizația non-guvernamentală care de ani buni face expertiza condițiilor de desfășurare a alegerilor parlamentare, locale, prezidențiale. În ziua de vineri, când intervine tăcerea, va fi publicat cel mai proaspăt raport cu datele cele mai recente despre onestitatea concurenților electorali, despre modul în care se conformează acești concurenți normelor legale. Ei, ce am aflat din rapoartele deja făcute publice? Că neglijarea normelor codului electoral e obiceiul casei, cu mici excepții. Nici partidul de la guvernare, dar nici formațiunile care se declară mai bune și în putere să ia preșul de sub picioare, nu ezită să tragă jăratic fiecare la turta sa, sperând că nu vor primi cartonaș roșu de la arbitrul de teren. Iar atunci când sunt prinși cu o caua mică, strigă în gura mare că vai de mine, sunt persecutați politic și li se încalcă drepturile, dar mai ales cele ale poporului, cu majuscule. În realitate, se vede de la o poștă că mai toți au pufușor pe botișor. Pufușor pe botișor, vă rog să ne glezați fonetica, acestui proverb e doar o coincidență. Cel mai regretabil e faptul că guvernarea se întrece la golănii cu golanii de meserie, cu performerii găinăriilor. De exemplu, la folosirea resursei administrative în campania electorală. Ceea ce dezleagă mâinile opoziției, care driblează legea peste tot unde și cum poate. La multe capitole, de exemplu, la pomparea banilor în publicitate electorală pe rețele sociale. Mult peste mijloacele declarate oficial. Ori acolo tare greu să operezi cu norme, tarife, sume și așa mai departe. Și până ce cecul, Comisia Electorală Centrală se dumirește, trece și turul 2. Pentru mai multe exemple, eu vă recomand să citiți rapoartele de monitorizare ale Asociației Promolex. Vineri, vă spuneam, o să apară ultimul, cel mai proaspăt. Rapoarte pe care, de altfel, le citesc cu multă atenție, aș zice cu lupa, și ambasadorii țărilor europene. Ori ei nu se îmbată cu apă rece și nici cu chișleac, vorba proverbului, când evaluează performanțele democratice ale Republicii Moldova.
Pe curând!